S-au întrecut cu cheful și au ajuns la unitatea de primiri urgențe Târgu Jiu. În primele două zile de Paște, 22 de persoane în stare avansată de ebrietate au avut nevoie de îngrijiri medicale. O parte dintre acestea au fost preluate de medici chiar din stradă. În aceste zile de sărbătoare, nu toți gorjenii au fost cumpătați în ceea ce privește consumul de băuturi alcoolice sau mâncăruri tradiționale. În primele două zile de Paște, 160 de solicitări au fost înregistrate la Serviciul Județean de Ambulanță Gorj. Spre deosebire de anii anteriori, am avut destul de multe cazuri de ebrietate. Dacă anul trecut vă spuneam că sunt foarte puține cazuri, în acesta n-am avut destul de multe. Au fost 22 de cazuri, dintre care 7 persoane în stare de ebrietate avansată căzute în stradă, 15 luate de la domiciliu. În comparație cu anii trecuți, de această dată, gorjenii au fost mai cumpătați la mâncare, sunt de părere reprezentanții unității medicale. Au fost niște internări în această perioadă la anumite persoane care aveau deja niște afecțiuni care le interzicea excesul de mâncăruri și de băutură și care nu au respectat indicațiile medicilor. Au venit la spital. Dacă înainte de sărbători se redusese numărul celor internați foarte mult, în perioada asta, cred că vreo 100, nu pot să vă spun exact, s-au internat. În fiecare an de sărbători, zeci de persoane nu țin cont de sfaturile medicilor și ajung la spital.